Capitolul 6 începând cu versetul 1 Nu pusesem încă ușile porților când s-a Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri Au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună Vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono Își pusese gând să-mi facă rău le-am trimis sol cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris, se răspândește zvonul printre popoare, și Gash mă spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărata lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspunsului Sambalat ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă, m-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel, el se închisese și a zis, haide-mă împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, că -și vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia îi dăduse argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau ca am să mă tem și ca am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de o cară. Aduți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Aduți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În vremea aceea era unii fruntași din Iudea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arach și fiul său, Iohanan, luase pe fata lui Meșolam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Istoria lui Neemia este una dintre istoriile cele mai cutremurătoare din Vechiul Testament. Este vorba de un moment crucial când poporul Israel s-a întors în prima serie din robia babiloniană, au rezidit templul, dar cetatea Ierusalimului era fără ziduri. Ce înseamnă o cetate fără ziduri? dacă ar trebui să comparăm cu lumea de azi în termenii pe care noi îi înțelegem, este o țară fără niciun fel de apărare. Fără aviație, fără antiaviație, fără armată, fără niciun fel de apărare în fața dușmanilor. Cam așa era poporul întors din robie. Și când Neemia a aflat de starea poporului, s-a întristat foarte mult, a plâns, s-a rugat lui Dumnezeu și a căpătat trecere înaintea împăratului pe care el îl sluja, ca să se întoarcă la Ierusalim cu scrisori de împuternicire și cu mandatul de a rezidi zidurile dărmate ale Ierusalimului. Acum, ce s-a întâmplat? Bineînțeles, mai în amănunt dumneavoastră ați putea să citiți, să urmăriți cartea Drăgătorului Neemia. Are 13 capitole, este o carte cu multe, multe învățăminte spirituale. Scumpii mei, aș vrea să urmărim în seara aceasta, pe capitolul 6, câteva dintre metodele pe care Diavolul le folosește împotriva noastră pentru ca Domnul să nu-și aducă la îndeplinire planul cu fiecare dintre noi, planul pe care îl are cu privire la fiecare dintre noi. Fratele Adi, mai devreme, în limba engleză, și cred că marea majoritate dintre dumneavoastră ați înțeles, iar pentru cei care n-au înțeles, aș vrea doar să subliniez că fiecare dintre noi suntem într-un război, într-o luptă. Și noi, de la noi înșine, nu avem resursele, nu avem puterea să rezistăm în această bătălie pentru sufletele noastre și chiar, hai să zicem, pentru planul și hotărârea pe care Dumnezeu o are în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu noi avem un plan cu privire la viața noastră și nu noi avem puterea și resursele, ci toate vin de la Dumnezeu. Este primul pas al maturizării spirituale în credință să înțelegem că nu avem nimic. Și că despărțiți de el nu putem face nimic. Când un credincios a înțeles lucrul acesta, sunt mari speranțe pentru viitorul lui în credință, pentru viața lui de credință. Însă atunci când diavolul vede transformarea din viața unui om, și vede dorința lui sinceră de a-l sluji, când îl vede că îl întreabă pe Domnul și vrea să îndeplinească voia Domnului în viața lui, diavolul îi devine un mare dușman, un mare inamic. Și uitându-ne la felul în care acești împotrivitori au acționat împotriva lui Neemia, ne vom putea da seama de strategiile pe care diavolul le folosește prin îngerii săi și prin oamenii săi, prin agenții săi, ca să ne descurajeze, să dăm înapoi și să nu împlinim în viețile noastre voia Domnului. Dragii mei, dacă diavolul reușește, nu neapărat să te facă să păcătuiești. Dacă diavolul reușește să te descurajeze și planul lui Dumnezeu pentru tine să nu se aducă la îndeplinire, pentru el acesta este un mare succes, iar pentru tine este o mare înfrângere. Pentru că noi nu putem fi biruitori și noi nu putem fi împliniți spiritual decât atunci când voia lui Dumnezeu se face în viețile noastre. Și acum vă rog să observați, e vorba aici de trei oameni de Sambala, de Tobia și de Geshem, reprezentanții samaritenilor și arabilor din ținutul Palestinei, care nu vedeau cu ochi buni rezidirea zidurilor Ierusalimului. Și în primul rând, haideți să vedem intenția Acestor împotrivitori. Care este intenția lor? Păi intenția lor este clară: să zădărnicească planul lui Dumnezeu, să oprească lucrările de rezidire a zidurilor Ierusalimului. Dacă ne uităm la întreaga carte a lui Neemia, vom vedea încă din capitolul 2 lucrul acesta. În versetul 10 din capitolul 2, Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul Amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Dragul meu, atunci când tu cauți binele, atunci când tu vrei binele, binele familiei tale, binele fratelui tău, binele adunării lui Dumnezeu, diavolul se întoarce cu toate munițiile împotriva ta, pentru că el e cel rău și tot ce e rău vine de la cel rău și el nu suportă binele. Îți va deveni un mare împotrivitor pentru că El vrea să zădărnicească binele pe care tu vrei să-L faci. În versetul 19, tot din capitolul 2, s-a îmbalat horonitul, Tobia, slujitorul Amonit și Gheșem Arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit, i-au zis, ce faceți voi acolo, vă răsculați împotriva împăratului? Iată, dar, Modul în care acești oameni, din start, când Nemia a venit să înceapă lucrarea de rezidire a zidurilor, i s-au împotrivit. Și acum, în uh, capitolul 6, în versetul 2, dacă i-au bat și nu i-au oprit, dacă i-au disprețuit și au spus nu se alege nimic de ce vor să facă. Ei, când au văzut că zidurile sunt rezidite. Când au văzut că nu mai rămân fisuri, că se astupă spărturile și fisurile, atunci și-au îndreptat atenția asupra lui Neemia. Își puseseră de gând să-mi facă rău și în versetul 9, crezând că lucrarea nu se va face. Nu se va face. Asta este intenția celui rău. În capitolul 4, primele trei versete, prima dată acești oameni au zis nu vor fi în stare, n-au resurse, n-au putere, n-au mână de lucru, n-au iscusință, n-au tehnologie, nu vor putea. Și diavolul întotdeauna vine să spună că nu poți, că n-ai cu ce. Așa s-a întâmplat odinioară cu omul lui Dumnezeu, Gedeon. Însă Domnul i-a spus, du-te cu puterea pe care o ai. Dragul meu, Dumnezeu binecuvintează dorința ta de bine, chiar dacă resursele tale sunt limitate, chiar dacă puterea ta este mică, pentru că acolo unde intervine degetul lui Dumnezeu e o putere mai mare decât toată puterea întunericului. Mărit să fie în numele Domnului! Nu vor fi în stare. Pe urmă au văzut că trebuie luați în serios și au spus, e, uite că sunt în stare. Și au spus, știți ce vom face? Ne vom uni și îi vom ataca prin surprindere și le vom dărâma zidurile. Numai că Domnul i-a înștiințat, s-au pregătit și știți cum s-a rezidit zidul? Cu mâna! Pe mistrie și pe cancioc, și cu sabia în mâna cealaltă. Gata oricând de luptă, dar zidind bucată cu bucată ruinele acestui zid. Dragii mei, intenția dușmanului, intenția diavolului, intenția celui rău este întotdeauna să dărâme să împiedice planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine, cu privire la casa ta, cu privire la biserica Domnului. O, Dumnezeu, noi avem un Dumnezeu al planurilor. Noi nu avem un Dumnezeu care stă cu mâinile în sânge, se uită să vadă ce se mai întâmplă. El este proactiv cât de nesimnificativ te crezi tu, cât de anonim te crezi tu, Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta, un plan măreț. Și dacă ar putea cel rău, nu pot să spun cea mai bu mare bucurie a lui ar fi, pentru că eu totuși nu cred că diavolul se poate bucura. M-am gândit de multe ori ce l-ar putea face pe diavolul fericit, împlinit și bucuros. Și mai zicem noi predicatorii din greșeală, din când în când, oh, diavolul se bucură dacă poate să facă asta sau. Uh, hai să zicem doar că e mulțumit să facă lucrurile astea, dar eu nu cred că în diavolul există o iotă de bucurie și de fericire și de veselie. Dar pentru el e un mare succes. Și intenția lui este întotdeauna să te despartă, să te rupă de intenția lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Dragul meu, tu ești între două intenții. Este o intenție bună, este planul lui Dumnezeu cu privire la tine și este o intenție rea, este planul celui rău de a te distruge și de a strica, de a strâmba căile Domnului, așa spunea Pavel când s-a confruntat cu un vrăjitor. Ei, Neemia își dă seama de lucrul acesta, asta era intenția inamicului, să zădărnicească planul care era direct de la Dumnezeu, dragii mei. Nu în fiecare zi, în antichitate și nu numai, o țară cuceritoare, accepta ca poporul cucerit să se întoarcă înapoi acasă și să-și mai și rezidească zidurile, să-și clădească o societate și să-și facă armat. Era un mare privilegiu, era o cale providențială deschisă de Dumnezeu, care a mișcat inima lui Cir și apoi împărații persani care au dat îngăduință lui Neemia, Împăratul Persiei a dat îngăduință lui Neemia să-și părăsească postul de paharnic și să meargă ca dregător și să rezidească zidurile, să dea din nou demnitate și identitate națiunii lui Israel. O țară cu capitală și cu templu, o țară protejată, o cetate protejată de ziduri puternice. Aceasta este intenția Împotrivitorului, apoi invitația. Dacă nu reușește să te convingă, dacă nu reușește să te facă să dai înapoi, să îți iei privirile de la Dumnezeu și de la planul său cu privire la tine și te uiți la împotrivirile acelea și să cedezi, atunci El te invită să negocieze cu tine. Și vă rog să observați că îl cheamă în Valea Ono. Am studiat să văd ce e aia Valea Ono, că n-am mai auzit de ea până acum. Adică am auzit, dar nu m-a interesat ce era acolo. Dar m-am gândit mai dar unde l-au chemat. Valea aceasta Ono și localitățile care erau în Valea aceasta sunt undeva unde este ținutul Gaza astăzi și sunt niște stațiuni de agrement, niște stațiuni de relaxare. Cum era Mausul către care mergeau cei doi ucenici frământați, obosiți, epuizați, de deznădăjduiți și demoralizați de ceea ce se întâmplase în Ierusalim la moartea Domnului Isus Hristos. L-au invitat undeva unde să-și uite de stres, de frământări. Uh, scumpii mei, zice Biblia aici că l-au chemat acolo cu să-i facă rău. Știți că de foarte multe ori, atunci când suntem apăsați de diferite poveri, pentru că orice slujire, stăm de vorbă foarte des cu frați, cu surori, cu persoane care sunt în diferite poziții de slujire. Și despre unii chiar ni se pare că n-au, domnule, niciun motiv să fie stresați și apăsați n-ar avea niciun motiv să aibă dificultăți. Ce stres să-și facă fratele cu tare sau sora cu tare în poziția în lucrarea lor? se pare că o lucrare mică. Vreau să vă spun că atunci când iei pe umeri o responsabilitate de a-L sluji pe Dumnezeu, responsabilitatea aceea te afectează. E o povară. E un jug. De aceea domnul Iisus Hristos spunea: Luați jugul meu și comparați slujirea cu a pune mâinile pe plug. Și vreau să vă spun că plugăritul este o ocupație foarte grea. M-am uitat așa de curiozitate Uh, nu cum se face astăzi cu mașini automate, cum se făcea plugăritul cu mâinile, să pui mâinile pe coarnele plugului și să împingi și să umbli prin soare toată ziua. Nu era o muncă ușoară. Când îl slujim pe Dumnezeu, ne asumăm niște responsabilități care ne fac să ardem în lăuntrul nostru. Sunt niște poveri pe care ni le asumăm. Și atunci când vedem în jurul nostru împotrivire, instinctul este să zicem, dar ce îmi trebuie mie bătăile astea de cap? Am crezut că fac și eu o lucrare pentru Dumnezeu. M-am băgat și eu aici în colțul ăsta mai liniștit, mai obscur. Am crezut că pe aici nu vin necazurile și problemele. Și dintr-o dată te trezești că ținta e desenată chiar pe colțul ăla al tău și acolo izbește diavolul cu toată furia să te dărâne. Știți de ce, fraților? Pentru că planul lui Dumnezeu, și acum vorbim la nivel de biserică, se îndeplinește atunci când fiecare mădular este la locul lui, este responsabil de slujba încredințată lui și își face treaba bine. Or diavolul nu se uită la tine că faci și tu un lucru mic. El dacă reușește pe tine să te descurajeze, dacă reușește pe altul să-l descurajeze, dacă reușește pe altul să-l descurajeze și să spună nu se merită, n-are niciun rost, tu n-ai niciun câștig din treaba asta, ce-ți trebuie ție dureri de cap și bătăi de cap, cu cât reușește, să-i pe mai mulți la relaxare și știți ce spune Biblia? Vai de cei ce stau fără grijă în Sion, ea înfrânt și pe ei și înfrânge sau zădărnicește planul minunat pe care Dumnezeu îl avea cu privire la viața lor. Vorbeam dimineață de Pavel, care s-a dus să predice Evanghelia Haia. În Efes, în Corint, în cetățile de acolo, în Tesalonic. Și acolo erau comunități mari de evrei. Și spunea el la despărțirea de prezbiterii și episcopii din Efes și din zona respectivă, le spunea, știți că am predicat Evanghelia în mijlocul multor împotriviri și multor uneltiri de ale iudeilor care nu erau mulțumiți. Și fericiți că Evanghelia Domnului Isus Hristos se predică în comunitățile lor și că sunt oameni atrași la mântuire și la har. Și atunci se face o invitație acestui om, lui Neemia, să lase responsabilitățile, să lase greutățile, să lase pietrele și să se ducă să Stea în valea ONU, de vorbă cu oamenii aceștia. Încolo, el își dă seama dacă plec lucrarea, va înceta. Dragul meu, ori de câte ori îți părăsești postul spiritual unde te-a așezat Dumnezeu să faci o lucrare, ai părăsit turnul rugăciunii, ai părăsit Tărnicia, ai părăsit predicarea, ai părăsit cântarea, ai părăsit slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Că e prea mare bătaie de cap. Vreau să spun că nu te vei relaxa. Aceea va fi o mare înfrângere și acolo, în Valea Ono, în localitățile acelea care în mod mincinos îți promite relaxarea, marele dușman și împotrivitorul îți va face rău sufletului. Omul acesta spune, își pusese de gând să-mi facă rău. A văzut intenția, invitația, acum vă rog să observați insistența. Nu i-a spus doar o dată. De patru ori mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere. Vreau să vă spun că Satana este un diavol foarte obraznic. El nu acceptă răspunsul nu. El vine din nou. El insistă din nou. El încearcă cu alte cuvinte, cu alte metode, dar scopul este același. El e insistent, El nu obosește, El te atacă în fiecare zi. El vine cu argumente noi în fiecare zi să te facă să întorci spatele lui Dumnezeu și planul lui pe care îl are cu privire la tine. Vine în fiecare zi să-ți spună cât de grea e povara. Vine în fiecare zi să insiste să spună cât de mult nu se merită. Vine în fiecare zi să-ți spună cât o cară aduni din cauza lucrării pe care o faci. Vine în fiecare zi, până în ziua în care te prinde slab și vulnerabil și spui, gata. De ce credeți că vine în fiecare zi? Pentru că de multe ori îi merge, îi merge. Ce trist, fraților, că noi ne rugăm o dată de două ori, de cinci ori și ne lăsăm pe gubași. Ajutăm o dată de două ori, de cinci ori și ne lăsăm pe gubași. Începem să venim la biserică într-un mod mai serios și să ne ținem cu seriozitate de participare la slujbele divine și pe urmă ne lăsăm pe gubași. Începem să citim Biblia și citim prima carte și a doua și a treia, trecem de Pentateuh, ajungem pe la cărțile istorice și pe urmă, după câteva luni, ne lăsăm pe gubaș. Diavolul nu se lasă pe gubaș. Și cu atât mai mult noi n-ar trebui să ne lăsăm pe gubaș. Pentru că insistențele lui nu sunt altceva decât lovituri de berbece în poarta cetății inimitale, să o dărâme, să te distrugă, să te lovească și să te depărteze de voia lui Dumnezeu. Mai mult, că dacă nu s-a lăsat de patru ori, vine și a cincea oră și acum vă rog să observați incriminarea. Ce fac oamenii aceștia? Au spus, domnule, n-am reușit până acum. Omul ăsta stă acolo și zidește. Poporul acesta își vede de lucru. Ei, dar știm noi că n-au gânduri curate. Știm noi că n-au gânduri curate. Știți care este cea mai mare frustrare? a cuiva care cu gânduri curate face o lucrare spre slava Domnului, este când alții în jur încep să șușotească, să spună, dar ce urmărește, dar ce intenție are. E o mare frustrare. Oamenii nu știu că nu are nimeni cum să-și citească gândurile și inima. Afară de faptul că le exprim tu, da, e adevărat că Dumnezeu e foarte atent la motivația inimii și fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm să nu avem motivații greșite, ci motivații corecte de a-i sluji lui Dumnezeu. Sigur că da. Însă, vă aduc aminte de David. A venit pe câmpul de luptă trimis de Tatălui să afle vești de frații lui și să le aducă merinde. Că așa era pe vremea aceea, fiecare casă din Israel avea grijă de soldații ei. Le ducea merinte și întreținea, așa era metoda lor de a purta război. Ei, cine credeți că se ia de David? Fratele lui. Pune, măi, puștule, ce cauți tu aici? Tu ai venit ca la spectacol să urmărești lupta, să vezi și tu un război. Ai lăsat turmele tatălui și ai venit aici pe câmpul de luptă, ce urmărești, ce vrei tu de aici? I -i spune Biblia că David s-a făcut că n-aude. Dragii mei, ascultați ce se întâmplă cu Neemia. În versetele 6 și 7, de fapt de la versetul 5, Sambalat mi-a trimis solia aceasta cincea oară prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă. Aici vreau să fac o paranteză foarte interesant. În scrisoare, scrisoarea aceasta putea fi citită de oricine. N-a fost un mesaj confidențial, a fost o scrisoare deschisă. De ce? Pentru ca să ajungă la urechile iudeilor să spună măi, Neemia ăsta vrea să ajungă împărat. Și ascultați... În ea era scris, se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu sau Geșem spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului, vino dar și să ne sfătuim împreună. Vă rog să observați mai întâi afirmarea insinuării. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Lucrul acesta l-ar fi pus pe Neemia într-o situație foarte dificilă cu stăpânul lui, cu împăratul Persi care a fost așa de binevoitor, care i-a dat scrisori de autorizare, care i-a dat resurse, care l-a făcut dregător în țara iudei ca să rezidească zidurile. Și acum Nemia arată ca un trădător. Vrea el să devină împărat. Afirmarea aceste, acestei insinuări este și publică, să afle tot scrisoare deschisă. Măi, ăsta este scopul lui Nemia. El vine să ajute poporul, să caute binele poporului său și când colo se trezește cu această insinuare. Mai mult, insinuarea aceasta este acreditată. Gașbu, Gheșem zice și el lucrul ăsta. Gheșem era șeful populației arabe în regiunea respectivă. Și se pare că avea o relație de supunere, de subordonare față de împăratul Persiei, adică nu numai s-a îmbalat, nu numai Tobia spun lucrul ăsta, și un alt lider, și Gheșem, spune același lucru. Toți și-au dat seama de adevărata intenție a lui Neemia să fie împărat. Și Gheșem spune, și apoi se ajunge exact în cerc la același punct, aplanarea în sinore, ca să nu se ajungă atât de departe, ca să nu ajungem la împărat, ca să nu fi pus în pericol Neemia. Hai la Valea Ono, hai să stăm de vorbă, hai să aplanăm situația aceasta. Dragii mei, diavolul Întotdeauna, atunci când vrei să faci ceva bun pentru Dumnezeu, va aduce incriminări împotriva ta și insinuări ca ai avea cine știe ce scopuri, cine știe ce planuri. Dragii mei, aș vrea să vă spun că lucrul acesta n-ar trebui să ne oprească să facem bine în jurul nostru. Să facem bine poporului lui Dumnezeu, să facem bine seminilor noștri, să facem bine casei lui Dumnezeu. Chiar dacă cineva îți pune la îndoială motivația, numai să nu aibă dreptate. Numai să nu aibă dreptate. Că dacă nu are dreptate, Dumnezeu te cheamă să mergi înainte, să faci lucrarea lui și apoi ce zic oamenii e una și ce știe Dumnezeu e adevărul adevărat. Apostolul Pavel, la un moment dat, vorbind cu corintenii, pentru că și el a avut unii apostoli mincinoși care s-au dus și l-au judecat, ce motivații are, ce scopuri, la un moment dat Pavel a spus, știți ce? Nu mă mai judecă nimeni, nici eu nu mă mai judec, Domnul este Cel care mă judecă. Dacă ești sincer, dacă ești curat, dacă inima ta este predată Domnului, Pune-te în brațele dreptului judecător și lasă-l pe el să facă dreptate în dreptul tău. Acum, am văzut intenția, invitația, insistența, incriminarea, intimidarea. În cele din urmă, dușmanul recurge la intimidare. Și chiar fizică. Chiar fizică. Aș vrea să fac o paranteză. Ți s-a întâmplat atunci când vrei să faci o lucrare bună spre slava Domnului să te trezești că numai decât apare boală în casa ta. Să te trezești că ți se încurcă și ți se năruie toate planurile tale. Să începi să dai de dificultăți și de necazuri și de probleme. Și noi, bineînțeles, că ne uităm la Dumnezeu și spunem, Doamne, dar eu care totuși m-am predat, m-am consacrat, am vrut să fac binele, lucrarea ta, am vrut să. Ce se întâmplă aici? Ei, Dumnezeu ne încearcă, pentru că dacă noi suntem sinceri, lucrul acesta nu ne dărâmă și nu ne blochează și nu ne oprește. Dar, diavolul aduce aceste lucruri. Pentru ca să ne intimideze. Cineva mi-a spus odată, frate, îmi pare foarte rău, nu mai fac nimic. Că cum m-am apucat să fac lucrurile astea? Cum toate lucrurile mi s-au încurcat și mi s-au stricat. Și am spus, măi, frate, nu pentru că ai făcut binele, ți s-au întâmplat lucrurile astea, ci ca să te oprești și să nu mai faci binele. Nu pentru că ai făcut bine, Dumnezeu a zis, ia să-l altoiesc și să-l nu, ci pentru că diavolul vrea să te oprească, să nu mai faci binele. E o metodă demonică, diabolică, de a pune frâne și obstacole în calea oamenilor care îl slujesc. Și vă rog să observați mai întâi amenințarea. Spune Biblia că a venit un confident, așa părea la prima vedere și a spus, măi, ăștia au făcut un plan să te asasineze și zice, eu sunt aici să te avertizez. Este o amenințare asupra ta și eu te avertizez. Și pe urmă urmează ademenirea, asta face satana. Ascultați ce îi spun, hai în templu cu mine să ne ascundem. De la versetul 10 la 14 din capitolul 6, îl cheamă în templu. Acum, era Neemia preot? Nu era era doar dregător, nu era preot. Avea voie să intre cineva în locul sfânt și locul preasfânt dacă nu era preot? Nu! Și omul acesta îi spune, ascultă-mă, e de la Domnul să te ascunzi să intre acolo în Sfânta Sfintelor. E singurul loc sigur pentru tine. Acolo nu îndrăznește nimeni să intre după tine. Dacă te ascunzi acolo, vei fi în siguranță. Și acum ascultați, știți de ce îl ademenea ca pe urmă să-l arate cu degetul și să-l acuze, dragul meu. Știi care este o metodă teribilă pe care diavolul o folosește împotriva oamenilor care îl slujesc? Să-i ademenească să facă ceva greșit ca pe urmă să-i discrediteze, să-i acuze și să-i discrediteze. Că dacă discreditezi omul, discreditezi și lucrarea pe care o face. Și când l-ai dărâmat pe el, ai dărâmat și zidul pe care îl construiește. De aceea mă rog din toată inima să ne dea Domnul înțelepciune și lumină, să știm să evităm cursele prin care El încearcă să ne târască în păcat, că El te ademenește și pe urmă El te dă pe față și își bate joc de tine. Și te arată cu degetul și spune, Ăsta rezidește zidul care și-a permis să o facă pe preotul și să intre în templu fără să aibă dreptul acesta. Și el spune aici, și câștigându-l astfel nădăjduiau cam să mă tem și cam să urmez sfaturile lui și să fac un păcat, ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocar. Și acum vă rog să observați în al șaselea rând infiltrarea împotrivitorului. Am văzut intenția lui de a zădărnici planul lui Dumnezeu, invitația pe care ți-o face, să te retragi, să nu mai faci nimic, să te relaxezi, crezând astfel că vei scăpa de apăsări, de dureri, de probleme, de necazuri. Nu e adevărat. Relaxarea aceea este o relaxare otrăvitoare departe de planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Insistențele cu care te atacă și cu care vine diavolul la tine, cum te incriminează și te acuză ca să te descurajeze, să te intimideze și apoi infiltrarea împotrivitorului. Vă rog să observați versetele 19, versetul 12, versetul 18 și chiar în capitolul 13 ni se vorbește mai întâi de o influență prin compatibilitate, dragii mei, S-a Sambalat, Tobia și Gheșem erau în afara Ierusalimului. Știți ce le spune omului Dumnezeu Neemia atunci când vine prima dată să stea de vorbă cu el în capitolul 2? versetul 20 și eu le-am răspuns Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda noi robii săi ne vom scula și vom zidi dar voi n-aveți nici parte nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim, erau dintre neamuri erau păgâni Motivul pentru care reușesc să creeze atâta tulburare este că s-au infiltrat. Mai întâi, prin compatibilitate, au găsit în Ierusalim oameni de aceeași teapă cu ei, oameni cu același caracter ca ei. Și din nefericire știți cum încearcă diavolul să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la o familie, la o biserică, când în locul acela sunt oameni firești, compatibil mai degrabă cu lumea decât cu împărăția lui Dumnezeu. Dimineața se vorbea de învățătorii care aduc erezii, strecoară erezii, care se furișează, stau la mesele voastre de dragoste, parcă sunt împărtășia voastră, parcă sunt dintre voi lupii răpitori care se vor ridica dintre voi. Influență prin compatibilitate. Geshem, Tobia, Sambalat n-au niciun drept în Ierusalim, dar au oameni cu care se potrivesc acolo. În al doilea rând, influență prin corupție. Spune Biblia că pe unii i-au cumpărat cu argint. Și apoi, influență prin coexistență. Știți de ce? Pentru că au început să se înrudească Poporul a comis o mare fără de lege. Bărbații din Israel au început să se încuscrească, familiile din Israel să se încuscrească cu ai lumii și cu neamurile păgâne. Și acum ce să facem că zrudele noastre și trebuie să coexistăm? Aici este marele principiu al separării totale de lume. Numai, dragii mei, când ne uităm la Neemia 6 și la cartea lui Neemia în general, avem impresia că e vorba de Neemia, însă în realitate Neemia este un uh, tip cristic, un simbol cristic în Vechiul Testament. Vă rog să observați cum se potrivesc toate aceste lucruri cu Domnul nostru Isus Hristos. Ce intenție a avut diavolul cu privire la el? Să zădărnicească planul de a ajunge la cruce să nu îndeplinească planul lui Dumnezeu. Și a încercat în toate felurile. Când să se nască, a încercat să-l omoare. Apoi l-a ispitit și a încercat să-i ofere o altă cale. Vorbim imediat, calea Valea Ono, relaxare, să obțină toate lucrurile ușor, fără cruce, fără jertfă, dar asta n-aducea mântuirea omenirii. O, oh, cât de insistent a fost diavolul, zice că l-a ispitit în toate felurile în pustie. Și porn a plecat până la o vreme, că s-a tot întors. Până acolo, că până și prin ucenicii lui l-a ispitit Satana. Că Domnul, când a zis înapoi a mea Satana, nu i-a zis lui Petru. Erau Duhul care vorbea prin Petru să-l împiedice să ajungă la cruce, să-l intimideze. Nu l-au incriminat fariseii când au spus. Ești împotriva cezarului, vrei să te declari împărat? Și s-au dus, a... noi nu avem alt împărat decât cezarul. Acum, dintr-o dată, erau foarte loiali cezarului. Și îl acuzau pe Domnul Isus că a vrut să se declare împărat al iudeilor. Și apoi infiltrarea dușmanului că între cei 12 pe care i-a alesese a fost un fiu al pierzării care l-a vândut. Ce să faci atunci când satana te atacă, ești cu mistria, cu canciocul în mână, zidești, ții mâna pe sabie și el te atacă, te ispitește, te descurajează. Păi ce a făcut Neemia? În primul rând, nu înceta să refuzi ofertele diavolului, nu înceta să-i spui nu niciodată să nu-ți fie jenă că i-ai spus diavolului de prea multe ori nu. Uh, Mi-aduc aminte de multe împrejurări în care oamenii au cedat la insistențe și și Biblia vorbește despre un judecător nedrept care până la urmă a cedat și a spus mă necăjește! Unii dintre dumneavoastră ați zis, mai hai de data asta să zic, dacă i-am zis nu de prea multe ori, dragul meu, diavolului să-i spui întotdeauna nu, singurul răspuns pentru satana e nu. Lu' diavolul să nu-i spui niciodată da, niciodată n-ai să-i spui de prea multe ori nu și niciodată n-ai să-i spui de prea multe ori nu că ești prost crescut, ci că ești bine crescut spiritual. Întoarce-i spatele de fiecare dată. Refuză-l de fiecare dată. Neemia le-a spus odată nu, de două ori nu, de trei ori nu, de patru ori nu, de cinci ori nu și până la capăt nu. Apoi, nu numai nu înceta să refuzi, nu înceta să te rogi. Știți ce face Neemia? Luați o dată de curiozitate, faceți exercițiul acesta, că nu vă va dăuna deloc. Luați toată cartea lui Neemia și veți vedea că aproape în fiecare capitol, o dată de două ori, Neemia spune, Doamne, adu aminte, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, întărește lucrarea, Doamne, Doamne. Neemia începe cu rugăciune și se termină cu rugăciune. Și pe parcursul cărții Neemia, Niciodată omul acesta lui Dumnezeu nu încetează să se roage, pentru că în momentele de cea mai adâncă slăbiciune în viața noastră, cel ce este tare pentru noi este Domnul. În momentele noastre de vulnerabilitate, Domnul ne ocrotește și ne protejează, până și de pericolele de care noi nu suntem conștienți. Și Neemia nu încetează să se roage. Și apoi, nu numai nu înceta să refuzi ofertele celui rău, nu înceta să te rogi, dar nu înceta să rezidești sau să zidești. Și în capitolul 13 din cartea lui Neemia, cel mai important zid este rezidit în Israel. Zidul ăsta de pietre s-a rezidit cu muncă, fiecare familie în dreptul ei, la porțile cetății. Mă rog, au făcut ce au putut mai bine și au rezidit un zid. Dar, frați și surori, era un alt zid foarte important de rezidit. Era un zid spiritual de rămat acolo. Și în capitolul 13 din Nemia de la versetul 1 la 9, tot capitolul 13 este împărțit în patru părți. De la versetul 1 la 9 este restaurată sanctitatea templului. Pentru că în templu nu mai erau sărbători, nu mai erau slujbe, nu mai era cântare. Templul nu mai era ceva sacru pentru ei. Apoi, tot în capitolul 13, de la versetul 10 la 14, reinstaurarea slujirii preoților și leviților. Poporul n-a mai adus dări la templu și preoții și leviții s-au dus și ei să aibă ogoare, să aibă vii, să se ocupe de viață. Pentru că nu mai erau aduse zeciuielile. Aici iar ne întoarcem la reinstaurarea sanctității Templului, pentru că acele odăi unde se strângeau zeciuielile, știți ce deveniseră? Apartamentul personal al lui Tobia. Pentru că Eliașib, marele preot, era încuscrit, avea grad de rudenie cu Tobia și a făcut cadou un apartament. Apartamentul acela mare era format din toate odăile, unde înainte se strângeau zeciuielile, dărnicia pentru susținerea templului. Reinstaurarea sanctității templului, reinstaurarea slujirii preoților și leviților, apoi reinstaurarea sărbătoririi zilei Domnului, Știți ce se întâmpla în ziua Domnului? Veneau negustorii și oamenii în drum spre biserică întorceau colțul și se duceau la piață. Se duceau la piață și își făceau cumpărăturile și se ocupau de treburile lor în ziua Domnului și au necinstit sabatul. Neemia a reinstaurat sărbătorirea zilei Domnului și apoi reinstaurarea separării de neamuri, a sfințirii poporului au trebuit să-i alunge pe străini din mijlocul lor. Dragi mei, în această seară, fiecare dintre noi suntem chemați să ne uităm în colțul nostru de slujire. Pentru că fiecare dintre noi, oricât de mari ne-am crede, oricât de mici ne-am crede, indiferent care ar fi părerea noastră a fiecăruia despre el, Niciunul dintre noi nu are mai mult decât o pătrățică, un detaliu din acest mare plan pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru biserica sa. Și fiecare dintre noi suntem chemați să slujim în dreptul nostru. Îmi place foarte mult cum descrie Neemia rezidirea zidurilor. Fiecare zidea zidul în dreptul casei lui. Acolo începea... Construcția, acolo se rezidea. Fiecare are un loc al lui unde trebuie să zidească sau să rezidească. Aș vrea să ne uităm, să ne cercetăm și să ne punem întrebarea: Cum a reușit diavolul să ne descurajeze? Cum a reușit el să ne intimideze? Cum a reușit el să ne incrimineze sau să ne invite să ne relaxăm și să trăim o viață mai liniștită. Nu cumva ne-a înșelat. Și ne-a făcut să credem că vom fi mai liniștiți. Și când colo și-a îndeplinit scopul, și anume ne-a îndepărtat de împlinirea Voiei lui Dumnezeu în viețile noastre. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Ca ar putea să fie unii care nici să nu știe la ce i-a chemat Dumnezeu. Care e planul lui Dumnezeu cu privire la el sau la ea? Haideți în seara aceasta să nu-l mai lăsăm pe diavolul să ne hărțuiască, fraților. Să nu-i mai dăm permisiunea să vină și să ne spună că suntem buni de nimic să ne spună că nu se merită, să ne spună că știu alții ce intenții avem noi și ce motivații avem. Haideți în această seară să nu ne mai luăm după Tobia și după Sambalat și după Gheșem, ci să urmăm planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, fără niciun fel de teamă, pentru că atâta vreme cât ești în voia lui Dumnezeu, ești biruitor când ai ieșit din voia lui Dumnezeu, atunci vin înfrângerile în viața ta. Ne ridicăm cu toți în picioare, ne facem o cercetare sfântă și eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu să facă din biserica aceasta o biserică plină de oameni ca Neemia care au continuat să zidească și să zidească și iarăși să zidească și să rezidească până când a fost redată demnitatea și identitatea de aleș a poporului lui Dumnezeu Israel. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. El are un plan minunat cu privire la viața noastră. Haideți să rămânem în voia lui și să nu-l zădărnicim. Ne rugăm cu toții împreună.